Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție, de fapt prima sub această formulă a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu managerul, directorul liceului din Țicleni, domnul Mihai Istrate, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit și spun și eu bună seara noastră și telespectatorilor noastră. Să sperăm că ne vom întâlni mai des în următoarea perioadă, pentru că după documentarea care am făcut-o, să spunem, la început, pentru această emisiune, e un liceu de care se va mai vorbi în perioada următoare. De fapt, se vorbește deja de o perioadă. Sunt lucruri frumoase care se întâmplă la Țicleni și ar fi bine să le știe telespectatorii odată, dar, având în vedere că suntem într-o perioadă în care se fac clasele, deci deja încep ședințele de opțiuni pentru clasa nouă, poate unii dintre elevi, văzând și această emisiune, vor alege liceul pe care îl conduceți. Da, să sperăm că vom avea un număr cât mai mare de elevi. De altfel, despre liceul nostru s-a vorbit și în trecut. A fost unul din liceele de prestigiu din județul nostru, unul dintre liceele de prestigiu din zona Olteniei, de altfel primul liceu cu profil petrolier. Liceul nostru a apărut ca o necesitate a industriei extractive a petrolului și gazelor naturale din Oltenia și încă de la înființare, din 1973 și până în prezent, am pregătit peste 6.000 de specialiști în domeniul petrolului și nu numai. Avem și oamenii care s-au calificat în alte domenii și ne reprezintă cu succes atât în țară cât și în străinătate. Da, a fost o perioadă frumoasă, poate în ultimii ani, datorită faptului că industria petrolieră, cam toate ramurile industriale din Gorj și din România au cunoscut așa o reducere, poate așa aici a fost cumva de nu s-a mai vorbit foarte mult de liceul din Țicleni, deși se fac lucruri frumoase acolo, o să vedem inclusiv un reportaj de la fața locului, pentru că e o școală cu ieșire internațională chiar pe mai multe proiecte cu finanțare europeană. Dar, întorcându-ne la trecutul acestui liceu și, de fapt, la prezentul acestui liceu, ce ar însemna acest liceu din punct de vedere al numărului de elevi, al numărului de cadre didactice și, bineînțeles, să vorbim de această bază materială care a crescut fantastic în ultimii ani? Da, în prezent noi am încercat să ne reorientăm pe piața calificărilor pentru elevii noștri și încercăm, iată, începând chiar din acest an, să le oferim noi oportunități de calificare, noi specializări pentru o integrare mai bună pe piața muncii după absolvirea liceului nostru. Dacă industria petrolieră, exact cum spuneați noastră, a trecut printr-o perioadă de recesiune, au fost concedieri și restructurări masive la nivelul localității noastre, în ultima perioadă, să știți că agentul economic din zonă, atât Petrom OMV cât și Petrofac, au investit foarte mult în educația din orașul Țicleni și au venit, iată, cu o ofertă extraordinară pentru noi ne-au cerut practic niște calificări în domeniul petrolului pe care noi nu le mai aveam și am reușit să ne autorizăm la Aracip pentru a putea școlariza elevii în aceste domenii de calificare, în special în învățământul profesional. Ei au nevoie de specialiști, forța de muncă a dânșilor este îmbătrânită și am încheiat contracte de colaborare pentru stagii de practică și pentru mai departe pentru angajarea viitorilor absolvenți ai noștri. Astfel am reușit, începând cu anul școlar următor, să oferim absolvenților de clasa 8-a 4 calificări profesionale noi la școala profesională cu durata de 3 ani. Este vorba de calificarea sudor, au fost foarte solicitate de cei de la Petrom, de asemenea operator echipamente de foraj extracție, operator sonde și operator la tratarea, distribuția gazelor naturale. Aceste specializări deja au avut succes, au fost solicitate de către un număr de 29 de elevi care deja s-au înscris la școala profesională. Sperăm noi ca până în toamnă să realizăm și cea de-a doua clasă. Ne-am propus un număr de 2 clase mixte cu cele 4 specializări. De asemenea, venim cu o ofertă nouă și pe învățământul liceal.
Dacă până acum mergeam pe filiera teoretică, pe profilul real, matematică-informatică, respectiv matematică-informatică intensiv, neintensiv, anul acesta am înființat profilul uman, la filiera teoretică am înființat o clasă de filologie. Avem 28 de locuri la specializarea filologie, care deja se pare că vor fi foarte, foarte râvnite de absolvenții atât școlilor din Țiclen, cât și a celor din localitățile limitrofe. Tot la liceu avem 28 de locuri în domeniul electronică și automatizări, specializarea operator tehnică de calcul. Iarăși un profil care este foarte căutat pe piața forței de muncă în prezent. Mai venim... Și un profil care este de câțiva ani la dumneavoastră. Îl avem deja, este al 5-lea sau al 6-lea an în care școlarizăm elevi în acest domeniu. De asemenea, avem învățământ seral, o clasă în domeniul mecanic, e vorba de mecanic pentru întreținere și reparații. Avem o clasă la școala pozițială, în domeniul mecanic, din nou, e vorba de maestru mecanic, este vorba de maestru mecanic la tratarea, distribuția și transportul țițeiului și gazelor naturale. Și încă o premieră, începând cu această toamnă, vom avea, ne-am autorizat pentru 5 calificări noi, vom înființa o școală pozițială, venind în întâmpinarea absolvenților de liceu, care, datorită faptului că nu reușesc să promoveze examenul de bacalaureat și, deci, prin urmare, nu pot urma învățământul superior, au această oportunitate de a urma cursurile școlii pozițiale din cadrul Liceului Tehnologii Țicleni. Și să dea după aceea bacalaureatul în anii următori. Nu, pentru cele 5 calificări nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Deci, școala pozițială poate fi urmată de către orice absolvent de liceu, de 12 clase, și având în vedere rezultatele care în ultimii ani sunt în tot județul și în toată țara, da, undeva în jur de 60-70% probabilitate, ne-am gândit și la ceilalți 30% care nu reușesc, așa cum vă spuneam, să meargă la facultate sau să-și găsească un loc de muncă pe măsura calificărilor. Și așa cum vă spuneam, avem 5 noi calificări. La școala pozițială este vorba de 2 în domeniul informatic, administratorul rețele locale și de comunicații. Este vorba de tehnician echipamente periferice și birotică. Aceste două profile, vă spuneam, sunt foarte căutate de către foști absolvenți de-ai noștri, care până acum erau nevoiți să meargă în alte... La Târgu Jiu sau în altă parte. În alte orașe, da, în municipiul Târgu Jiu sau în alte zone pentru a urma aceste cursuri pozițiale. Avem o clasă în domeniul transporturi, e vorba de transporturi auto, intern și internațional, venind în întâmpinarea operatorului economic care acționează în zona noastră pe transporturi. De asemenea, avem o clasă foarte solicitată de către angajații companiei petroliere din zonă. Este vorba de tehnician în automatizări, având în vedere că dânsii își pregătesc o nouă automatizare a parcurilor petroliere. Și o premieră, o calificare nouă în domeniul agricol, este vorba de tehnician controlul produselor agroalimentare, aceasta din urmă venind în întâmpinarea tinerilor din zona noastră ce doresc să depună proiecte europene. Da, trebuie spus, apropo de această ofertă foarte bogată, n-am glumit când am spus la asta, e destul de complexă. Mai puțin de 11 specializări, da. Noi le-am acreditat pe parcursul acestui an școlar, am avut vizita monitorilor de la Comisia, de la Agenția Ministerială pentru autorizare și acreditare în domeniul învățământului preuniversitar și am reușit să trecem toate cele 43 de criterii. Da, haideți să o luăm așa. Înseamnă că aveți bază, că aveți resurse umane, că aveți, în orice caz, tot ce vă trebuie să puteți face acest profil. Aceste profiluri în cazul nostru. Da, așa cum spuneați, în prezent îndeplinim toate cele trei componente care concură la organizarea unui învățământ. Da, și cele 43 de criterii de care vorbeați, da. Un învățământ de calitate și
Dacă problema corpului profesoral am reușit să o rezolvăm în urmă cu câțiva ani, în momentul în care am început să asigurăm transportul atât al elevilor cât și al cadrelor didactice gratuit, marea majoritate a profesorilor Liceului Tehnologii Țiclen, fiind cadre didactice navetiste, preferau să își ia ori transferul, ori detașarea către alte licee din municipiu sau din localitățile de domiciliu. Vă spun că în ultimii 5-6 ani de zile nu am mai avut niciun transfer, respectiv nicio detașare, sunt cadre didactice titulare, 21 din cele 30 de cadre didactice ale liceului nostru sunt titulare, sunt cu gradul didactic 1, cadre didactice cu experiență, care au obținut rezultate la catedră și la concursurile naționale și olimpiadele școlare. De asemenea, baza materială, așa cum vă spuneam, dacă în prezent, până acum 3-4 ani de zile, rămăsesem oarecum în urma celorlalte licee și venind oarecum pe piața concurențială a celor 32 de licee din județul Gorj, numărul elevilor, așa cum știți, datorită natalității, fiind în scădere dramatică în ultima perioadă și încercând să fim cât mai atractivi pe această piață, am investit foarte mult în liceul nostru cu ajutorul primăriei și în special cu ajutorul domnului primar Radu Constantin, care de când a preluat mandatul de primar în orașul Țicleni ne-a ajutat și ne-a sprijinit constant, în mod constant, făcând o serie de investiții majore, aș putea spune, investiții de care nu cred că s-au bucurat și alte licee din județ. Pe rând aș putea să le număr câteva din cele mai relevante. A fost vorba de anvelopare termică a clădirilor liceului tehnologic. Am realizat de asemenea reabilitarea completă a sălii de sport și a două ateliere școală. S-a realizat un anfiteatru ultramodern cu o capacitate de peste 100 de locuri. Avem de asemenea laboratoare fonice, cu o dotare modernă, laboratoare de informatică, de automatizări și, nu în ultimul rând, sălile de clase care au fost dotate cu mobilier școlar nou, absolut toate sălile și laboratoarele. În prezent este realizată, de fapt, în proporție de 80%, una din investițiile cu care ne mândrim foarte mult. Este vorba de o bază sportivă ultramodernă cu două terenuri multifuncționale cu teren sintetic, cu suprafață sintetică, cu două tribune cu capacitate de peste 800 de locuri și un parc, o curte interioară care de fapt seamănă mai mult cu un parc modern dedicat petrecerii timpului liber atât a elevilor noștri, dar și a locuitorilor orașului din Țiclen, având în vedere că liceul este situat în centrul orașului. Această din urmă investiție sperăm să o finalizăm până la sfârșitul perioadei de vacanță și să putem să o inaugurăm odată cu începutul noului an școlar. Vă spuneam de baza sportivă, am omis să precizez că ne-am autorizat și pentru un profil sportiv, dar începând cu anul școlar următor, deci nu din această toamnă, de la anul vom avea și o clasă în domeniul vocațional. Cinstit, mă gândisem la o asemenea întrebare, în sensul că dacă aveți o asemenea bază, se merita să aveți și un profil sportiv. Iată că v-ați gândit și da, la acest lucru. Din păcate, noi ne-am autorizat, dar prea târziu anul acesta, elevii neputând da probele sportive, vom începe școlarizarea lor în domeniul sportiv de la anul. Oricum, între timp se termină investiția bine, aveți timpul să vă pregătiți cu... Da, sunt foarte multe lucruri făcute și iată într-o perioadă scurtă de timp. Deci o investiție care, dacă stăm să calculăm, înseamnă multe miliarde în lei vechi, să spunem, și bineînțeles multe milioane în lei, sau nu neapărat milioane, dar oricum destul de multă, o sumă foarte mare. Vă spuneam, asta este mulțumită atenției de care beneficiem din partea domnului primar, care a investit nu numai în Liceul Tehnologii Țiclen, dar și în școala gimnazială numărul 1 Țiclen, în toate structurile și grădinițele din localitatea noastră. Pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, că proveniți tot din rândul nostru al cadrelor didactice, dacă nu pregătim așa cum trebuie și cum se cuvine tânăra generație,
nu putem avea o dezvoltare durabilă atât a localității cât și a regiunii respectiv a țării noastre. Nu, dar înseamnă foarte mult faptul că, iată, aici avem administrația locală care se implică foarte mult, pentru că sunt și exemple mai puțin plăcute în alte localități. Au fost care și la noi. Da, fost că și primarii la noi. Nu prea găsesc bani pentru școli. Găsesc pentru orice altceva în afară de, iată, tânăra generație. Bine, acum investiția se justifică, cum spuneam, pentru formarea noii generații, dar aveți și cu ce vă mândri. Ați obligat cumva, cu ghilimele de rigoare, autoritățile să vă dea atenție din momentul când liceul din Țicleni se aude de el, se vorbește de el, sunt și rezultate? Da. În ultima perioadă, să știți că am reușit să obținem rezultate destul de bune, în special vorbim aici de examenele de final de ciclu, e vorba de examenul de bacalaureat, respectiv examenul de certificare a competențelor profesionale. Avem un număr care oscilează în jurul cifrei de 500 de elevi în fiecare an, cu tendințe, spre deosebire de alte școli, cu tendințe de creștere. Sperăm ca anul școlar ce urmează să debuteze să ne ridice cifra de școlarizare la 600 de elevi. Am obținut rezultate destul de bune și la concursuri, așa cum vă spuneam, la concursuri școlare, la concursuri naționale, cred că avem 4 sau 5 premii întâi la concursul Cu viața mea mi-a păr patria. Am avut rezultate la fazele naționale ale olimpiadelor de informatică și de TIC. Am avut rezultate destul de bune și la fazele județene, la olimpiadele disciplinelor tehnice, olimpiada de fizică, de matematică. Deci suntem undeva, ne situăm la un, ca să spun așa, în fruntea, în topul liceelor din județul nostru. Procentul de probabilitate la bacalaureat ne situează în ultimii 3-4 ani de zile în prima parte a rezultatelor. Anul trecut, de exemplu, am avut 61% probabilitate, care s-a încadrat exact în media pe județ, respectiv da, pe țară. În condițiile în care licee din Târgu Jiu cu nume sau cu vechime promovează un 30-35%, e chiar o performanță ca în rural, să faci asta și în condiții în care nu prea poți să-ți alegi neapărat, să spunem, resursele. Adică e pe ei elevii care sunt din zona respectivă, dar faptul că îi duceți acolo să promovezi înseamnă foarte mult. Este iarăși îmbucurător pentru noi faptul că în ultimii 2-3 ani, elevii absolvenți de clasa 8-a din Țicleni, care se îndreptau într-un număr destul de mare către școlile și liceele din municipiul Târgu Jiu, atrași fiind și de mirajul unei, eu știu, societăți mai dezvoltate, care le oferă mai multe oportunități, iată, preferă mai nou, oferindu-le și toate specializările către care plecau, către care migrau. E vorba de acest profil nou de filologie, profilul sportiv. De asemenea, avem și profilul de matematică informatică. Preferă să rămână în Țicleni și pe lângă ei, să știți că din cifra de școlarizare a liceului nostru, mai mult de jumătate, e vorba de 60% din elevii noștri, provin din localitățile limitrofe. Acest lucru ne bucură pentru că suntem un pol de atracție în zona noastră și reușim să-i atragem, în special cu sprijinul agentului economic cu care colaborăm foarte bine, vă spuneam, din domeniul extracției petrolului. Acesta, din urmă, punându-ne la dispoziție de 2 ani de zile o flotă, aș putea să-i spun, de autocare și microbuze care ne transportă zilnic elevii către școală și înapoi către casă. Este un efort financiar deosebit pe care îl fac cei de la Petrofac. Avem un buget anual de aproximativ 50.000 de euro din care suportăm proiecte școlare, așa cum este cel cu transportul elevilor și nu numai. Am avut și reabilitări de clădiri, am avut și organizări de concursuri, excursii și alte
asemenea activități extracurriculare. Vă spuneam că înseamnă foarte mult pentru elevii ce provin din localitățile și din satele componente ale localităților limitrofe, faptul că au transportul gratuit, fără să plătească abonament sau să li se deconteze apoi. Deci pur și simplu folosesc acest... Și cred că sunteți cam unici în Gorj cu această situație, cu această ofertă. Cu siguranță, ofertă, da. Cu transportul din... Și nu e mic, adică în unele cazuri e vorba de da, un transport important. Da, le asigurăm transportul din 4 direcții, dinspre comuna Peșteana Jiu, din comuna Bâlten, de fapt, din satul Peșteana, din orașul Târgu Cărbunești, din satele Floreșteni, Crețești, din Merfulești și intenționăm, având în vedere proiectele viitoare ale administrației locale, domnul primar intenționează să reabiliteze un drum ce face legătura între comuna Aninoasa și orașul Țicleni, un drum relativ scurt de numai 7 km, ceea ce va însemna pentru noi un aflux și mai mare din această zonă geografică a elevilor către liceul nostru. De aceea vă spuneam că am acreditat, am autorizat numai puțin de 11 specializări și calificări noi, încercând să venim în așteptările elevilor ce urmează să facă, începând cu data de 3, dacă nu mă înșel, de poimine, urmează să facă acele opțiuni, să-și completeze fișele de admitere în liceu. Sperăm că după data de 7, când se încheie această perioadă de înscriere la liceu, să avem planul de școlarizare realizat în proporție de 100%. Bine, o să aflați pe 14, ca da. Să spunem așa. Încep vineri, da, pe 3. Vreau să vă spun însă că păreți, adică la ce planuri mari aveți la Țicleni, cu siguranță ați fost și până acum un pol de atracție pentru zonele vecine, s-ar putea să aveți, adică să fie nevoie să lungiți traseele, cum s-ar spune, apropo de transport. Să dea Dumnezeu să mai înființăm și alte rute, cei de la Petrom sunt mereu alături de noi și tocmai previzionând aceste lucruri, am depus de curând un proiect la Consiliul Național de Investiții în vederea reabilitării unuia dintre cele două cămine internat pe care le aveam și care în prezent sunt într-o stare de degradare avansată, ele nemai putând fi utilizate. Unul din cele două cămine a fost preluat de către primăria orașului Țicleni și este transformat într-un bloc de locuințe sociale, iar cel de-al doilea, așa cum vă spuneam, intenționăm ca anul acesta să reabilităm un nivel din cele trei ale căminului, oferindu-le astfel și cazare elevilor ce provin din localități mai îndepărtate. În special, pe parcursul iernii ei solicită acest lucru și tocmai venind în întâmpinarea dorințelor lor, necesităților lor, încercăm să reabilităm până la debutul sezonului rece măcar câteva camere din primul nivel. De asemenea, cantina a fost reabilitată de către primărie. Practic, la ora actuală este transformată într-un local de 4 stele, aș zice eu, complet utilat cu aparatură și cu tot ceea ce este necesar, totul modern, cu plasma, aer condiționat, o linie nouă de servit masa și avem toate premizele, așa cum vă spuneam, unei dezvoltări de lungă durată, unei dezvoltări durabile în localitatea noastră, încercând să asigurăm elevilor, cetățenilor, concetățenilor noștri, dar și, așa cum vă spuneam, celor care sunt în zonele învecinate. Că suntem la acest moment și să nu trec mai departe, eu, un telespectator, vă felicită pentru tot ce s-a făcut la Țicleni, pe dumneavoastră și pe domnul primar, dar vă întreabă dacă perspectivele industriei miniere au industriei petroliere, și da. Știe miniere, da, fine. Au vreo, deci care sunt? E nevoie de învățăm, probabil asta vrea să întreabă telespectatorul. Da, exact cum explicam și mai devreme, să știți că aceste calificări, în special la școala profesională, dar și la școala pozițională, cel în domeniul automatizării și informatic, nu le-am scornit noi peste noapte, nu am venit așa cu o propunere prin Consiliul Profesoral să le aprobăm la dorința corpului profesoral. Aceste solicitări au venit tocmai de la agenții economici, în speță de la Petrom OMV și Petrofac, companie care intenționează să se retragă într-adevăr la sfârșitul acestui an din Țicleni, dar în locul căreia cu siguranță avem certitudinea că
va veni un alt investitor tot în domeniul petrolier, agreat de către compania OMV Petrom, și deja sunt 5 astfel de solicitanți, nume mari în industria extractivă de petrol la nivel mondial. Vă spuneam că dânsii au solicitat acest lucru, fiindcă indiferent ce companie vine, forța de muncă este asigurată tot din orașul Țicleni și din zonele învecinate. Această forță de muncă, exact cum vă spuneam, fiind oarecum îmbătrânită, dânsii solicită calificarea elevilor în domeniul industriei extracției petrolului și gazelor naturale, tocmai pentru a-și putea recruta după absolvirea școlii profesionale, respectiv a liceului sau școlii poziciale, forță de muncă calificată la un nivel ridicat. Noi avem contract de practică semnat cu cei de la Petrofac, elevii noștri își fac chiar în această perioadă practica în schela de producție din Țicleni și beneficiază, așa cum vă spuneam, în special cei de la Sudură, de la calificarea Sudor, beneficiază și de dotare foarte modernă și dotare corespunzătoare pentru a putea învăța meserie, că în final rostul acestei școli profesionale constă tocmai în formarea de muncitori calificați pe o anumită arie. Un telespectator spune așa: sunt din Cărbunești și aș vrea să întreb pe domn director dacă se menține această colaborare cu orașul nostru, să putem să facem naveta pentru copiii noștri, vă întreb acum, să facem naveta la acest liceu. A spus puțin mai devreme. Da, din orașul Cărbunești să știți că vin foarte mulți copii la noi, având în vedere că liceul Colegiul Național din Cărbunești oferă specializări doar din domeniul teoretic, filieră reală și umană. Sunt destul de mulți părinți care își îndreaptă copiii către domeniul tehnic și Liceul Tehnologic Țicleni, așa cum îi spune numele, dacă în trecut era focusat în special în domeniul extracției de petrol și gaze, acum, așa cum ați văzut din oferta educațională, ne adresăm întregului sector tehnologic, întregii filiere tehnologice, specializând în domeniul tehnic, atât pe partea de mecanic, electronică și automatizări. Avem și clase de electric în desfășurare și venind în întâmpinarea întrebării telespectatorului dumneavoastră, așa cum vă spuneam, și în prezent asigurăm transportul elevilor din Cărbunești. Cu siguranță contractul nostru este până la finele acestui an, până pe 31 decembrie. Avem însă confirmarea celor de la Petrom. Contractul va fi prelungit automat pentru încă un an de zile calendaristic, ceea ce nu face decât să ne bucure, să creăm această sustenabilitate, în sensul că elevii, cei care se înscriu acum în clasa noua, pot să fie siguri că vor beneficia de transport gratuit și în condiții dintre cele mai bune. Vă spuneam că e o flotă de transport destul de modernă și eficientă, îi transportă într-un timp relativ foarte scurt de la domiciliu către școală și înapoi. Deci să fie sigur că dacă intenționăm să deschidem și alte rute, mă gândesc aici undeva spre pe Valea Jiului către zona de sud a județului nostru, mergând până undeva în comuna Plopșoru, intenționăm să prelungim un traseu începând din toamna acestui an, care vine de la Peșteana Jiu. La Cărbunești nu vom renunța niciodată, fiindcă sunt foarte mulți absolvenți ai liceului nostru care provin din această zonă. Da, cineva vă roagă să repetați meseriile de la profesional pentru care faceți calificări începând din acest an. Deci avem 4 calificări noi. Noi avem aprobate numai 2 clase, câte 28 de locuri pentru acest an. Sunt practic 2 clase mixte, câte 14 locuri pentru fiecare din cele 4 calificări, și anume sudor, operator sonde, operator mecanic pentru echipamente foraj extracție și operator la transportul, tratarea și distribuția gazelor naturale. Am înțeles. Și încă un mesaj. Liceul de la Țicleni totdeauna a fost un liceu bun și cu rezultate foarte bine. Felicitări celor care se ocupă de el, spune cineva.
Mulțumim telespectatului. Deci, mesaje pozitive sau... De... O să revenim pe moment ce ne mai vin alte mesaje, o să vi le citim. Deci vă rugăm, dacă aveți întrebări pentru domnul director, chiar vă rugăm să le puneți, aveți ocazia acum să-l puneți la colț cu ghilimele de rigoare. Adică să aflați lucrurile pe care, să zicem așa, nu le abordăm noi în momentul de față sau nu ne gândim că ar trebui spuse. Suntem într-o perioadă, și asta vorbim și ca și țară, ca și învățământ, în care trecem prin momente... nu neapărat foarte fericite, și mă refer la domeniul educației, în care resurse financiare se găsesc destul de puține. La Țiclet nu se prea vede acest lucru, sunteți excepția care întărește regula până la urmă, dar cum vedeți soarta învățământului tehnologic pentru viitor dintr-o anumită perspectivă? Vin și la nivel de Târgu Jiu și la nivel de țară, se cam, deși să zicem, s-a schimbat puțin optica în ultimul an, ultimii doi ani, există problema asta că nu se dă atenție foarte mult învățământului tehnologic. S-a schimbat ceva, se schimbă ceva în acest domeniu, din ce percepeți dumneavoastră? Așa cum spunea și mai devreme telespectatorul din Cărbunești, vedeți că sunt oameni care își dau seama de viitorul învățământului tehnic, tehnologic, nu numai din zona noastră, dar din România, fiindcă dacă urmezi un liceu teoretic, practic te pregătești pentru a merge mai departe către mediul academic, către învățământul universitar, pe când dacă optezi pentru filiera tehnologică, ai ocazia să te califici, să înveți o meserie și să-ți poți găsi un loc de muncă imediat după finalizarea ciclului, fie că vorbim aici de învățământul profesional, fie că vorbim de învățământul liceal sau mai nou pozițial, așa cum ați văzut. Să știți că optica, așa cum spuneați noastră, în ultimul an s-a schimbat, în ultimii 2 ani de zile, de când s-au reînființat școlile profesionale, și noi ne bucurăm pentru că am fost primii care, mă rog, am fost printre primii din județ care am înființat această școală profesională, ce vine cu o facilitate și din partea statului român. Guvernul finanțează învățământul preuniversitar prin acordarea unei burse de 200 de lei pe lună, deci de 2 milioane de lei vechi pentru fiecare elev. Dar nu numai atât, au ocazia ca într-un termen relativ scurt, de numai 3 ani de zile, să se pregătească într-un anumit domeniu de activitate, să obțină o diplomă în acest sens, urmând ca mai apoi să-și poată găsi un loc de muncă și, de ce nu, să continue pregătirea profesională, fie prin urmarea ciclului superior al liceului, respectiv clasa 11-12, cât și învățământul seral. Noi oferim astfel și învățământ seral la liceu. Dar pe mine mă bucură, în primul rând, așa cum vă spuneam, faptul că companiile, în special cele ce activează în orașul nostru, din domeniul petrolier, s-au aplicat asupra noastră și au venit cu această propunere de a califica elevi în domeniul tehnic. Și acesta este viitorul, din punctul meu de vedere, având în vedere că am văzut foarte multe, foarte multe școli și, în special, licee tehnologice din Europa. Peste tot se orientează către învățământul tehnic. Foarte puține clase, ponderea învățământului teoretic în general în Europa este undeva în jurul a 20%, pe când la noi cred că reprezintă aproape jumătate din calificări. Da, undeva spre 40%, da, cel puțin. Ați adus aminte de Europa și nu putem să nu vorbim. Sunteți unul dintre liceele cu cea mai mare ieșire în Europa, cu foarte multe proiecte. Unele le aveți pe finalizare, chiar în zilele trecute ați avut o asemenea acțiune. Colegii mei au fost la fața locului, avem un reportaj de acolo. V-aș propune să-l vedem întâi și să discutăm după aceea, pentru că aveți ce spune și în acest domeniu. Da. Bun găsit, dragi telespectatori! Vă invit astăzi la Țiclen pentru că are loc un proiect interesant la liceul din localitate, despre care o să ne vorbească domnul Mihai Strate, directorul liceului de la Țiclen. Bună ziua, domnule director! Care e denumirea exactă acum a liceului? Sărămâinile, Liceul Tehnologic Țiclen, denumirea s-a schimbat acum 2 ani de zile. Înainte aveam profil petrolier, eram cunoscuți ca fiind un liceu de nișă pe piață, după care ne-am transformat încet, încet, conform cerințelor de pe piața forței de muncă, într-un liceu tehnologic care cuprinde atât profiluri de la filiera tehnologică, cât și profiluri de la filiera reală și umană. Să vorbim despre o
oferta pe care o aveți anul acesta, dacă tot ne aflăm la Țiclen? Anul acesta avem o ofertă de școlarizare foarte bogată, având în vedere că tocmai ce am fost inspectați de Comisia de la RACIP pentru autorizarea provizorie, a numai puțin de 11 profiluri noi. Este vorba despre două profiluri noi la nivelul liceal, e vorba de profilul de filologie și profilul vocațional sportiv. Sunt patru profiluri noi la școala profesională, e vorba de mecanic pentru foraj extracție, sudor, operator sonde și operator gaze, precum și cinci noi calificări la școala post-liceală. Este vorba de două calificări în domeniul informatică, una în domeniul automatizări, o calificare în domeniul transporturi și una în domeniul agricol. La post-liceal este de la buget sau sunt cu taxă locurile? În funcție de numărul de cereri pe care o să le avem, sperăm noi să fie cât mai multe, vom stabili câte clase o să fie la buget și câte la cu taxă. De asemenea, vreau să vă mai comunic, am perfectat un nou acord cu cei de la Petrofac pentru anul școlar următor, urmând să beneficiem de transport gratuit pentru elevii noștri din rutele pe care dânsii deja ne asigură în acest moment transportul gratuit atât al elevilor cât și al profesorilor. Și sperăm într-o colaborare foarte bună și cu cei de la Petrom OMV, la sugestia cărora am reînființat aceste profiluri în domeniul petrolier, dânsii intenționând să ofere și burse elevilor de la școala profesională. Și acum vorbiți-ne despre acest proiect, așteptăm participanții în anfiteatrul dumneavoastră cel frumos amenajat. Da. Așa cum vă spuneam acum un an de zile la inaugurarea acestui frumos anfiteatru, care a fost visul nostru de mai multă vreme, ne bucurăm că a putut fi și realizat, mulțumită sprijinului primăriei și primarului orașului Țiclen, domnul Radu Constantin. Iată, i-am dat utilitate, am desfășurat în ultimii 2 ani de zile numai puțin de 6 proiecte europene. Unul dintre ele se derulează în prezent, este vorba de a patra întâlnire a unui proiect Erasmus Plus, un proiect de parteneriat strategic al Liceului Tehnologic Țiclen împreună cu alte 7 licee din 7 țări din Uniunea Europeană. Este un proiect ce se desfășoară pe perioadă lungă, de 2 ani de zile. El se focusează în principal asupra problemelor legate de folosirea necorespunzătoare a internetului în rândul elevilor, dar și al cadrelor didactice și părinților. Este un proiect de real succes, vă spuneam, este deja a patra întâlnire. Timp de o săptămână vom fi gazda celor 7 licee, așteptăm din moment în moment să sosească, să începem lucrările conferinței noastre de astăzi și pe parcursul întregii săptămâni. So I hope you will have a good time here. We could make our activity to be interesting, and after that also we'll have the cultural program. For today we will focus on the making movies. We will present some movies made by our students. Also we will present some tutorials how to make a movie. Da, iată că spuneați, s-a văzut și titrajul acolo. Ați avut cât? 40 și oaspeți acum? Doar acum? Săptămâna trecută am avut cea de-a patra întâlnire din cadrul unui proiect strategic Erasmus Plus, un proiect de cooperare multilaterală cu licee din încă alte 7 țări din Uniunea Europeană. Și așa cum vă spuneam, a fost o săptămână plină la Țiclen, s-au derulat activitățile celei de-a patra întâlniri. Ne aflăm la jumătatea proiectului, urmează să se deruleze încă alte 4 întâlniri transnaționale, cât și multe alte activități pe parcursul anului școlar următor. Spuneați acolo, la momentul acela, de 6 proiecte cu finanțare europeană, o cifră impresionantă. Ne puteți aminti de ele, la da, ce s-au referit? Practic, de când am prins gustul acestor proiecte europene, s-a întâmplat în anul 2012, când am beneficiat de personal de o vizită de studiu în Mersin, Turcia, dedicată inspectorilor și directorilor din Uniunea Europeană, având ca drept scop informarea asupra managementului instituțiilor de învățământ din întreaga Europa, și am reușit acolo, practic de acolo am început să-mi dau seama care ar trebui să fie direcția către care trebuie să ne îndreptăm și noi ca școală și în general învățământul preuniversitar din România.
Am mai beneficiat după aceea de un curs de formare Comenius, un curs ce a avut loc în Cipru în anul 2013. De asemenea, am mai beneficiat, doamna profesor de engleză, tot de un curs de 2 săptămâni de formare în Malta, tot în anul 2013. Iar în perioada 2012-2014 am derulat un proiect Comenius Regio, în care am fost parteneri alături de Consiliul Local Țicleni, Poliția Orașului Țicleni și Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă. Am fost parteneri în acest proiect de cooperare regională cu regiunea Kayseri din Turcia, cu orașul Kayseri și respectiv cu școli, inspectoratul școlar din Kayseri, câteva licee și Universitatea RCS din Kayseri. A fost un proiect de real succes, s-a terminat anul trecut. Pe parcursul acelor 2 ani s-au derulat mai puțin de 6 activități transnaționale, unde s-au derulat 24 de mobilități. Proiectul a vizat combaterea infracționalității pe internet în rândul tinerilor și în special a elevilor. După acest proiect de succes, iată, am debutat anul trecut cu un parteneriat strategic, așa cum vă spuneam, cu celelalte 7 licee din Europa, și ne-am ales acest domeniu fiind tot venind tot în întâmpinarea conștientizării elevilor și cadrelor didactice, dar și a părinților, asupra utilizării necorespunzătoare a internetului. Internetul fiind la modă astăzi și fiind o necesitate pentru noi toți, în special în rândul elevilor, s-a observat folosirea necorespunzătoare și neadecvată a rețelei de internet și sperăm noi, și deja am reușit în proporție de mai bine de jumătate, să realizăm o conștientizare masivă a elevilor noștri și nu numai, asupra riscurilor la care se supun dacă nu folosesc așa cum se cuvine această resursă extraordinară numită internet. Deci proiecte interesante, cu siguranță veți depune și altele sau sunteți în curs de aprobare a altora? Da, deci am depus anul acesta. V-ați obișnuit deja pe această Am omis un proiect foarte important, cred că până acum cel mai de succes proiect al nostru. În anul 2014, anul trecut, în perioada martie-aprilie, am derulat un proiect de Leonardo da Vinci de formare profesională, un număr de noi puțin de 16 elevi de la profilul matematică informatică intensiv din cadrul liceului nostru au beneficiat de un stagiu de pregătire practică de 3 săptămâni de zile în orașul Barcelos din Portugalia. A fost un stagiu de pregătire în domeniul IT, vizând creșterea competențelor profesionale din domeniul IT al celor 16 elevi. Și chiar a fost un proiect de real succes. Au făcut practică în companii de renume în domeniul software și hardware din IT. Da, foarte important și acest lucru. Spuneam, v-ați obișnuit cu asta și asta înseamnă foarte mult, pentru că elevii din Țicleni, iată, au făcut practică în Portugalia și cu siguranță în anii ce vin vor mai fi aceste oportunități. Anul acesta am depus alte 8 proiecte pe noul program Erasmus+. Să vedem acum toamna se numără bobocii, să vedem la afișarea rezultatelor dacă vom beneficia de finanțare europeană și pe viitor. Da, să spunem că acum, cel puțin la începutul noii perioade, se beneficiază mai greu de aceste proiecte, pentru că sumele sunt mai mari și foarte puțin cei care le obțin. Dar se vor relaxa, să spunem așa, condițiile în anii următori, deci cu siguranță vă dorim succes și în acest an să obțineți cât mai mult. Situația ar fi totuși să le obțineți pe toate, că atunci ar fi foarte greu de gestionat. Cu siguranță, niciodată nu poți să ai o rată de 100%, de aceea am observat că rețeta succesului, de aceea am și obținut numai puțin de 6 proiecte în ultimii 3 ani de zile, prin faptul că am muncit foarte mult în scrierea acestor proiecte și am depus proiecte împreună cu mai mulți parteneri, bineînțeles neputând fi selectați nici noi în toate proiectele și nici ceilalți parteneri. Da, un telespectator zice ăsta, foarte interesantă emisiunea Școala Gorjeană, foarte interesant invitatul și să știți că nu știam foarte multe lucruri despre liceul din Țicleni. Deci, spectatorul a rămas încântat de ce a văzut și ce a auzit de la dumneavoastră. Și încă un mesaj,
domnule director, sunt un elev de clasa 8-a, chiar din Țicleni. Am intenționat să dau o admitere pentru un liceu din Târgu Jiu, dar m-am răzgândit pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri bune la liceu. Așa. Probabil că e vorba de liceu din Țiclende sau tot. Ne bucurăm să auzim astfel de păreri și de opinii venind din rândul elevilor din Țiclend și, exact așa cum vă spuneam, își dau seama și ei și părinții elevilor absolvenților de clasa 8-a că mirajul liceelor din Târgu Jiu nu mai este, cum să spun, nu mai vine chiar atât de mult în contradicție cu ceea ce oferim noi, ofeream înainte în liceul nostru. Ne-am ridicat, spunea un coleg de-al dumneavoastră la o emisiune anterioară, că am reușit să creștem ca Făt Frumos, că toți sunt la modă bazmele de la bacalaureat, de la proba de literatura română. Am reușit să creștem foarte mult în ultimii 2-3 ani de zile și vă spuneam asta, nu s-ar fi putut întâmpla fără un sprijin fantastic din partea actualului primar al orașului nostru, domnul Radu Constantin. Da. Un ultim mesaj, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și vă lăsăm, să zicem așa, un mesaj și pentru beneficiarii direcți, elevii și părinții. Spune cineva, dacă titlul emisiunii spune că viitorul sună bine, să știți că la Țiclen se întâmplă acest lucru. Iată. Deci, dacă nu v-ați aranjat să vină cu mesaje, deci este clar că s-au uitat cei din Țiclen la noi și asta e foarte, foarte important, măcar cei din Țiclen. Cu siguranță s-au uitat, fiindcă noi suntem destul de vizibili și destul de transparenți, avem pagina liceului atât pe rețele de socializare cât și site-ul liceului și încercăm să fim destul de apropiați, personal sunt foarte apropiat de elevii noștri și am fost în aproape toate școlile gimnaziale de pe lângă liceul nostru, oferindu-le absolvenților de clasa 8-a informații despre noile calificări, noile specializări cu care venim în întâmpinarea lor. Și așa cum vă spuneam, nu-mi doresc decât să avem cât mai mulți absolvenți de clasa 8-a care care vor opta pentru profilurile noi și specializările noi din cadrul Liceului Tehnologic Țicleni și sperăm ca acest drum nou și acest urcuș să fie din ce în ce mai amplu și să putem să ne ridicăm din ce în ce mai mult în ierarhia liceelor din județul Gorj. Păi, vă dorim succes, vă mulțumim pentru prezența la această emisiune și cu siguranță ne vom întâlni în perioada următoare și cu alte subiecte. Vă așteptăm la începutul anului școlar cu inaugurarea bazei sportive, sperăm să fie gata până atunci și a parcului Liceului Tehnologic Țiclen. Vă mulțumesc. Ok, încă o dată mulțumim, succes, dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, Liceul Tehnologic Țicleni, domnul Mihai Strate, directorul acestei unități de învățământ, mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere!